O nouă grevă pe aeroportul Otopeni. Angajații companiei care oferă servicii de handling și tractare aeronave la Sol au anunțat că vor intra vineri într-o grevă de avertisment. De data aceasta se vorbește despre un protest pe termen nedeterminat. După ce săptămâna trecută au protestat timp de două ore, angajații firmei care se ocupă de îmbarcarea pasagerilor, transportul bagajelor și curățenie spun că vineri vor intra din nou în grevă. Personalul firmei se plânge că nu sunt suficienți angajați pentru munca prestată și că nu mai au timp de odihnă sau de activități familiale. De asemenea, ei reclamă faptul că nu li se asigură transportul spre și dinspre locul de muncă și nici de contarea acestuia în condițiile în care turele de lucru încep în cursul nopții. La toate aceste probleme, spun ei, se Adaugă salariile mici, necorelate cu volumul de muncă și cu responsabilitatea celor care lucrează în domeniul aviației. Din cauza protestului, cursele aeriene ar putea avea întârzieri, anunță reprezentanții aeroportului Otopeni.